alt act normativ pe care îl vom adopta astăzi a fost definitivat după consultările avute de reprezentanții Guvernului cu patronatele din sectorul transportului rutier. Guvernul este preocupat să asigure toate condițiile necesare, legale și de control al respectării legalității pentru creșterea siguranței pasagerilor și pentru un transport de calitate. În egală măsură, avem responsabilități legate de combaterea pirateriei în acest sector, care se poate face doar printr-o legislație clară. Ordonanța de urgență pe care o adoptăm astăzi include modificările necesare, stabilite după un proces de consultare publică la care factorii implicați au avut un cuvânt important de spus.